Bună dimineața! Am ținut să fie cu mine toți organizatorii, o parte din voluntarii. Haini, hai aici! Te rog, haini! Și cei veniți din Mureș să fie cu noi. Să vă spun că astăzi am început la ora 10. Este 11:30, deja suntem aproape de 100 de persoane, suntem pe la 85-86 de persoane vaccinate. Mulți dintre ei au ales vaccinul cu, să fie făcut cu Johnson & Johnson, ce înseamnă că ei în 10 zile vor fi considerați cu schema de vaccinare completă. Vom rămâne astăzi cu caravana până la ora 16:30, astfel încât din Califândești și din zona limitrofă localității să vină cât mai mulți la vaccin. Mâine caravana se va muta la Câmpul Lung Moldovenesc și vom continua vaccinarea toată ziua de mâine, între ora 10, de fapt, și ora 16. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au sprijinit, instituția prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Suceava, primăriile din zona de aici, Direcția de Sănătate Publică, voluntarii care au venit din Mureș, voluntarii de la ISU Suceava, colegii de la Spitalul Județean din Suceava. Deci toți care ne-au sprijinit, vreau să le mulțumesc și sper să vaccinăm cât mai mulți. Important este că lumea să vină și să înțeleagă că asta este în binele lor și în binele familiilor lor și a tuturor celor care trăiesc cu ei în comunitate. Dacă aveți întrebări, vă răspundem. De ce ați venit personal astăzi la Calafindești și mâine veți merge la Câmpul Lung pentru a vaccina? Deci, care a fost am motivul? Hotărât în primul rând să mă implic și am și alți colegi care s-au implicat și se implică în procesul de vaccinare în mod voluntar și poate încurajez așa și alți oameni care poate că mai sunt în dubiu să vină, să întrebe. Am stat de vorbă cu unii dintre cetățenii care au venit să se vaccineze înainte să se vaccineze și clar că să-i arăt că și eu am fost vaccinat când a venit rândul și acum particip la procesul de vaccinare, că să sprijin și că să atrag cât mai mulți oameni împreună cu colegii noștri să vină la acest proces. Este unica șansa care o avem. Vedeți, în Marea Britanie au început din nou să crească numărul cazurilor, mai ales cu varianta indiană. Dovezile toate arată că vaccinurile sunt eficiente și împotriva noilor variante, dar oamenii trebuie să fie vaccinați. Pandemia în lume încă nu s-a terminat, dar noi putem să limităm efectul ei în România prin a vaccina cât mai mulți oameni posibil și să nu ascultăm recomandările între ghilimele împotriva vaccinării care vin pe Facebook-uri, pe social media sau uneori chiar auzim unii care comentează la anumite emisiuni. Deci vaccinul este unica soluție pentru a preveni un nou val grav la toamna și la iarnă. Despre acest val vreau să vă întreb, ce șanse sunt să se întâmple acest al patrulea? Dacă nu se vaccinează destui, dacă apar variante care se răspândesc repede, cum este varianta indiană, este posibil să ne confruntăm cu un nou val. Adică nimeni nu poate exclude. Cea mai bună soluție că un nou val să nu fie cu cazuri critice și să nu fie cu impact major pe sistemul sanitar este să avem cât mai mulți vaccinați, să atingem procentul care noi l-am zis odată și asta este de cel de 60 și ceva la sută din populație. Domnule, ce eficace sunt aceste caravane? Din ce date aveți până acum? Până acum eu vă spun, la Mureș săptămâna trecută am fost în două locații, la Bălăușer și la Beică. La Bălăușer am reușit să vaccinăm între ora 10 și ora 16 162 de persoane, care e foarte bine pentru noi în comunitățile mici. Numărul este suficient pentru noi dacă reușim să-i vaccinăm, iar la Beica am vaccinat aproape de 300 de persoane. Adică am ajuns în final cam la 470 de persoane în cele două zile, între ora 10 și ora 16. Nu vorbim de un maraton care merge și noapte și 24 din 24. Și aici, dacă vaccinăm, dacă deja trecem de 100, având în vedere că nu vorbim de un oraș, nu vorbim de un municipiu, este un lucru bun pentru că are impact asupra familiilor care s-au vaccinat și asupra comunității. Eu sper totuși cât stăm aici să vină cât mai mulți. Colegii de la ISU și de la primărie au pus la dispoziție și microbuze care
pot să aducă oamenii din localitățile limitrofe, dacă doresc, până aici și să-i ducă și înapoi acasă. Conform măsurilor de relaxare care se aplică de la 1 iunie, la petreceri, concerte, nunți, dacă toți participanții sunt vaccinați, se pot desfășura fără limitarea numărului de persoane. Așa este. În schimb, pentru cei care lucrează în birouri, pentru a renunța la mască, chiar dacă sunt vaccinați, ați spus limită de 5 persoane. Da, din mai multe motive. Unul, este foarte greu în birouri, mai ales când se mișcă în zonele comune, când se mișcă, ies pe coridoare, tot să poți să separ vaccinat de nevaccinat. Nu toată lumea este vaccinată. Plus, biroul e un spațiu închis. E un spațiu închis în care lumea stă o durată foarte lungă. Și atunci a rămas această decizie, pentru că am zis că măsurile de relaxare vor fi luate treptat, gradual. Deci la următoarea fază de relaxare, dacă totul este bine și dacă totul este ok, se pot mări numerele, se pot lua alte măsuri. Dar la acest moment, în prima fază, în birourile unde stăm 8 ore, unii dintre noi stau și mai mult, s-a mers pe maxim 5 persoane care sunt vaccinate ca să rămână fără mască în biroul respectiv. Bineînțeles, dacă o singură persoană este nevaccinată, în mod normal, toate persoanele trebuie să poartă mască. Da, de ce 5 și nu 6 sau nu 4? Care și e rațiunea? Și de ce nu 3? Adică e arbitrar. Aici, arbitrar. Nu e chestiune de arbitrar aici. Aici e chestiune încă o dată, că facem gradual. S-a mers pe 5 pentru că majoritatea birourilor sunt cu 2, 3, 4, 5 persoane maxim. Dar sunt birouri care sunt spațiu deschis unde pot să găsești 10-20. Asta încă mai așteptăm. Vor fi valabile și testele care dovedesc trecerea prin boală pentru participarea la evenimente publice? Dacă sunt la cifră stabilită, da. Dacă sunt cu cifra majorată, nu. Atunci nu mai vaccinați. Ce înseamnă cifră stabilită și adică cifră majorată? Adică dacă e până la 25%, de exemplu, la meciuri, intră și cei care sunt trecuți prin boală. Dacă se decide să se urce peste 25%, atunci toată lumea vaccină. Da, acolo s-a pus și problema testului cu condiția de a te vaccina la intrare, dar numai la meciuri. În rest, peste tot, dacă ești vaccinat, dacă ești testat, dacă ești trecut prin boală, atunci intri, dar în cifra maximă stabilită prin hotărârea de guvern și prin hotărârea CNSU. Dacă organizatorul vrea să depășească, atunci acolo se aplică numai vaccinația. Păi, dacă vreau să mă vaccinez când intru la meci, imunitatea se instalează cel mai devreme la 10 zile. Este, cu Johnson, că să înțelegeți, este un mecanism de încurajare în care s-a hotărât să se facă, că să încurajăm oamenii să se vaccineze. Deci nu e nicio... nu pot să spui că e un secret aici, că asta e un mecanism de încurajare. Pauză competițională, da. Nu e nicio problemă. Nu este niciun... la intrarea în stadioane, practic, dacă te vaccinezi, n-ai nici... Cu condiția să ai test. Asta e condiția. Și test și vaccin și la intrare. Și test și te vaccinezi la intrare. Deci nu vii și te vaccinezi la intrare și intri. Ești și testat. Deci asta e. Cu teste PCR sau teste rapide? E stabilit acolo. Deci oricum trebuie să ai certificat de test negativ. Deci nu merge să spui că m-am testat singur. Trebuie să ai certificat de test negativ. Da, sunt mai eficienți anticorpii dobândiți prin vaccin decât cei care sunt dobândiți în urma bolii? Nu neapărat, nu. Nu există așa ceva care să spună că unul e mai eficient decât celălalt, dar trecerea prin boală, mai ales dacă a trecut ceva timp, atunci toate recomandările la acest moment sunt să fie urmată totuși de vaccinare. Sunt oameni care se vaccinează și la 30 de zile după trecere prin boală. Se spune cam la 90 de zile să te vaccinezi când treci prin boală și asta e motivul de ce regula este că dacă ai trecut prin boală între 15 și 90 de zile. Și atunci după 90 de zile deja se consideră că scade titrul și scade imunitatea și trebuie să fie primit vaccinul. Deci cam asta e regula. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce credeți că în județul Suceava este cea mai scăzută rata vaccinării? Nu cred că e o cauză unitară. Deci eu am discutat cu colegii, am discutat și cu colegii ieri după masă acest aspect. Deci sunt mai multe motive. Poate unii consideră că au trecut prin boală, pentru că Suceava a fost afectată mai mult, mai ales în prima fază. Și dacă acest lucru nu înseamnă că sunt imun, dacă ei s-au îmbolnăvit acum un an. În al doilea rând, se pare că a fost făcută și mai multă propagandă împotriva vaccinării, deci și dacă asta s-a făcut și în alte zone din țară. Deci asta ar fi poate motivele principale, nu știu dacă vin, dacă sunt și alte motive. Important este dacă la Suceava avem cel mai mic
număr, încercăm totuși să-l creștem și încercăm să-l creștem prin a discuta și prin a explica. Asta înseamnă că poate multă lume s-a uitat și pe Facebook, a ascultat anumite sfaturi care nu sunt fondate științific și au decis să nu se vaccineze. De regulă avem mulți indeciși și indecișii trebuie discutat cu ei pentru că ei pe bună dreptate vor informații mai mult. Așa cum am stat de vorbă astăzi dimineața și m-au întrebat și de Johnson și de Pfizer și de mai multe aspecte, dar în final toți s-au intrat și s-au vaccinat. Mulțumesc mult! Mulțumesc.